Suntem la Hotel Crown Plaza București. Bun venit! Invitata mea este unicat în România. Este singurul analist comportamental din România, profiler, pregătită de Joe Navarro, care este și mentor. Joe Navarro este recunoscut ca fiind cel mai bun criminal profiler din ultimii 100 de ani ai FBI. Doamna Mihaela Stroie, profesor doctor în sociologie și psihologie socială, trainer a la FBI. Bun venit! Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația. Este o mare bucurie, Florentina, să fiu aici alături de tine. Vreau să vă întreb așa. Um, nu ați vrut să vă petreceți timpul printre criminali, teroriști sau spioni? V-a analizat John Navarro și v-a sugerat să nu alegeți criminalii, ci oamenii de business? Este o întrebare foarte legitimă și îți mulțumesc pentru ea. Am vrut la începutul carierei mele să intru în această lume extraordinară a fi criminal profiler. Chiar am lucrat un an de zile în inter... la institutul, la institutul de, -aici din România. Da, de aici din România de național de criminologie. Însă în momentul în care am, pus, am fost pus în situația de a merge să intervievez în cazul acela, acum foarte mulți ani, femei criminal, eu uh, am avut o reacție de a respinge această idee și foarte bine am făcut pentru că în acel moment mi-am dat seama că, de fapt, eu vreau să lucrez pe partea cealaltă, cum spun eu, pe partea însorită a muntelui, nu pe partea întunecată. Și atunci am luat de decizia de a-mi de a da demisia din Institutul Național de Criminologie și am ales calea antreprenoriatului pentru a lucra în mod direct și a susține potențialul oamenilor care își doresc succesul. Eu nu mi-am dorit vreodată să fiu criminal profiler, dar mi-am dorit să fiu profiler. Și a început să-mi explice ce înseamnă, din punctul lui de vedere, meseria lui. Și atunci mi-am dat seama că eu nu am cum să fac exact ceea ce face el însă pot să îmi fac ceea ce este potrivit pentru mine și atunci am ales această carieră de a fi analist comportamental în mediul de business lucrând în mod special cu femeile pentru că opusul femeilor criminal <laughs> sunt femeile de succes femeile care sunt antreprenori femeile care, care vor să construiască care au o afacere pentru că provocări sunt și pentru unele, Absolut. și pentru celelalte. Sunt sute de elemente diferite ale corpului care transmit mesaje nonverbale. Câte identificați la nivelul feței? Noi avem la nivelul feței, toți oamenii, avem 43 de mușchi. Combinațiile care se pot face cu acești mușchi ne conduc la peste 10.000 de expresii faciale. Și atunci, ce îți sfătuiesc pe toți cu care eu lucrez este, într-adevăr, fața este întotdeauna la vedere, poți identifica foarte multe elemente, însă, metoda pe care am preluat-o de la John Avaro este de a analiza întotdeauna întreg corpul. Și ce vreau să spun, Florentina, este următorul fapt. În momentul în care ești într-o stare de confort psihologic, mm -hmm tu poți să identifici, pentru că atenția ta este îndreptată către persoana care este în fața ta, poți să interpretezi și să observi foarte multe aspecte non -verbale. Însă, dacă avem situația opusă, adică avem disconfort emoțional, această capacitate se reduce foarte mult. Și atunci secretul este Așa. Da? să ne punem pe noi înșine într-o astfel de stare de confort psihologic dacă se poate, și pe interlocutorul nostru în comunicare. Da. Și atunci vom percepe din ce în ce mai multe elemente nonverbale. N-aș vrea să-ți dau un număr, mm -hmm. pentru că acest context în care noi ne aflăm, în care facem analizarea comportamentului nonverbal, depinde foarte mult, în primul rând, de starea noastră emoțională. Ce gest arată că persoana minte pe față? Nu este un singur gest care arată această stare de, de a minți. Sunt mai multe gesturi Așa. și foarte multe gesturi, de, de exemplu, la nivelul feței, când este, să spunem, un neadevăr, mm -hmm. o minciună, o minciună sfruntată. sfruntată, noi nu putem să susținem foarte mult cu privirea, interloc, privirea interlocutorului nostru. De ce? Deoarece noi avem în interiorul nostru emoțional această informație că este o minciună. Și atunci apare disconfortul emoțional. Și ca să ne protejăm starea noastră de fapt, da. fie avem o privire care este mai accentuată, mai insistentă, mai insistentă prelungită față Aha. de cum este regula noastră în mod normal atunci când comunicăm, fie ne ducem privirea într-o altă parte Aha. în care ne schimbăm. Da. Facem, o da, facem o eschivă sau o privire insistentă, ca și cum îmi doresc da. să te conving că minciuna mea e de fapt un adevăr. Este de fapt un adevăr. De fapt, ce vrem să facem este că vrem să-i inducem celuilalt, chiar eu uh, am dreptate, dar este un pic exagerată această tentativă a noastră. Am dat acest exemplu cu ochii uh -huh. uh, pentru ca cei care ne urmăresc să înceapă să fie foarte atenți la aceste două elemente non nonverbale. Ele sunt mult mai multe, noi să le dezvoltăm astăzi pe toate, însă să înceapă să fie, atent, să fie mult mai uh, prezenți uh -huh. când cineva se uită insistent sau când cineva, atunci când noi comunicăm și am spus o informație, se uită în altă parte. Să avem un semn de întrebare. Doar atât să facem. Doamna Mihaela Stroie susține traininguri despre detectarea minciunii în tehnici pentru detectarea minciunii în business? În primul rând, pentru mediul de business. Pentru că mentorul meu, Genavaro, el este recunoscut în cadrul FBI-ului pentru metoda pe care el a creat-o, care este o metodă în patru pași. Dar nu ați colaborat dumneavoastră în și vă cu FBI-ul? Nu, niciodată. 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 Dana zice nu. Uh, nu m-am gândit <laughs> la acest aspect. Eu am colaborat cu el imediat ce el s-a retras și a devenit uh, fost agent FBI. Deci, practic, după ce s-a pensionat. Exact când s-a pensionat, în, a, în luna în care s-a pensionat, în anul 2003, am, el m-a contactat pentru a mă coopta pentru un proiect pe care el îl avea în acel moment în derulare și atunci, în momentul acela, în 2003, tot ce era legat de Europa de Sud-Est, nu existau... Uh, persoane, specialiști care să fie interesați de comunicare non-verbală. Erau foarte puține studii despre cum se comportă oamenii în sud-estul Europei. E adevărat că John Navarro a ajuns la dumneavoastră prin propriul lui mentor? Da, este foarte adevărat. Am aflat acest lucru de la, de la Joe anul trecut, pentru că am avut o discuție, o, o comunicare a noastră și abia după 19 ani de colaborare a noastră, el mi-a dezvăluit Așa. că David Givens, cel cu care am luat prima dată legătura atunci când am vrut să-i traduc una dintre cărțile sale, un foarte faimos antropolog american, foarte cunoscut, în acel moment am aflat că acea carte este de fapt un dicționar online, ea, ea nu există în format fizic mm -hmm. și uh, John Avaro, uh, fiind uh, protejatul lui David Givens, uh, era și este din acel moment, de foarte mulți ani, este contributor la acest dicționar care este, din punctul meu de vedere, o operă de artă. El există hmm. și noi putem să-l consultăm, bineînțeles, dacă suntem curioși. Cu Corect. da Doamna profesor, mi-ați adus o carte, una dintre cărțile lui John Avaro, da. uh, în România sunt mai multe, e adevărat, dar da. de una singură v-ați ocupat și ați tradus-o. Da, am tradus în anul în care John Avaro a venit pentru prima dată în România. Am propus... Ne arătați un pic la da, cadru. Da, uh -huh. am propus organizatorilor acelui eveniment această carte. Ea în limba engleză se numește What Everybody Is Saying, adică de fapt ce ne-ar comunica fiecare corp. Editura Meteor Press a ales să o traducă cu titlul Secretele Comunicării Nonverbale, ghidul unui fost agent FBI pentru citirea rapidă a oamenilor. Și așa și este. Așa și este. Da, da? pentru că nu întâmplător ți-am adus această carte. Este în acest moment numărul 1 în Amazon, este, este foarte cunoscută. Este cartea care l-a și propulsat pe John ca fiind uh, să fie recunoscut ca cel mai bun în acest moment, în acest domeniu. Fac o mică precizare. Eu, când lucrez cu cineva, lucrez cu numărul 1 din acel domeniu. Este o alegere personală a mea, iar în această carte, mie mi se pare și le o recomand oamenilor, nu că este tradusă de mine, uh, ci pentru faptul că conține acele elemente pe care le poate folosi orice, or, oricine efectiv pentru a reuși să citească rapid pe ceilalți. Mai ales că trăim într-o lume acum, da. Florentina, care este o lume în care ai nevoie să faci această observare a comportamentului non-verbal cât mai rapid. Nu mai suntem să avem foarte mult timp la dispoziție. Și de asta au și tradus-o așa cu secretele, pentru că uh -huh. dacă cunoști aceste secrete, ele sunt practic un instrument de supraviețuire urbană și socială, în acest moment, extraordinar de bun pentru fiecare dintre noi. De ce ne folosim atât de mult de minciună, doamna doctor? Pentru că este un, un instrument pe care noi îl învățăm, de fapt, în copilăria mică. Și vreau să să dăm chiar poate pentru prima dată într-un post de televiziune o informație pe care n-am mai spus-o până acum. Eu în momentul în care am început studiul meu asupra detectării minciunii și înșelătoriei, am început să-l fac cu copii, cu vârste între 3 și 6 ani. Așa a fost să fie în cariera mea să încep așa, uh -huh. pentru că este perioada în care ei învață din societate, din familie, din jurul, cu fiecare în mediul în care ei trăiesc, învață minciuna. Este învățată, de foarte multe ori este un comportament învățat. Vreau să spun că, din păcate, se învață în familie, pentru că copilul petrece foarte mult timp cu părinții și părinții nu sunt, nu, nu sunt întotdeauna autentici sau nu comunică copilului exact da. ceea ce este adevărat. Și apoi ei încep să testeze uh, cum funcționează și uh, de ce am început să fac acest studiu între 3 și 6 ani? Pentru că ei nu știu să mintă. Se vede foarte ușor pe fața lor în comportamentul non-verbal dacă au spus o minciună pentru că apare imediat o altă reacție care este o reacție normală, aceea de rușine. Da. da. Da, vreau să vă întreb acum dacă e cineva în familie care încă mai încearcă să vă păcălească, să vă mintă. Mai reușește cineva din familie? Avem și noi în familia noastră provocările noastre. Absolut. În acest moment trecem ca părinți prin acest proces al adolescenței cu fiul nostru cel mic. Așa. Cel mare are 20 de ani și a trecut cu bine peste această etapă. Provocările sunt cu cel mic pentru că el este foarte, foarte bine antrenat. Câți o, ani are? 14 ani. A, bun, deci am să o spun, vârstă... Am să spun și de ce. În timp ce eu, eu eram însărcinată cu el în luna a șaptea, Așa. am tradus această carte și am trăit această oh. experiență care acum, după atâția ani, este și demonstrată științific. Preocuparea mea fiind traducerea acestei cărți, cumva, în momentul în care eu o traduceam, descărcam toată această Informația informație. Și, bineînțeles, că auzea și el din burtica ta. Da. Și am... și a antrenat. E foarte bine a antrenat. <laughs> pentru că am... de furcă. Am avut, în de furcă. Am avut mai multe momente în această experiență a noastră de 14 ani în care el nu vorbea, nu folosea cuvinte, însă folosea gesturi nonverbale pe care nu avea cum să le știe, dar el le practica. De exemplu, acest gest. Așa, gestul pe care l-a făcut acum ceva vreme domnul Mulți din uh, închisoare acum, nu? Andrew Tate. A, A fost -am, filmat? -a, atunci când facem Ce acest, asta? acest gest, da. este gestul care arată o încredere în sine foarte mare. A, ia te uita. Și pot fi două comportamente. Poate să fie acest gest făcut în mod autentic, adică tu chiar să ai în interiorul tău Aha. acea energie de încredere în sine cum o avea Filip, avea 9 luni de zile și vroia ceva și el era foarte hotărât și simțea că o să-și primească. Acel lucru pe care el îl exprima non-verbal, sau poate să fie folosit în mod fals pentru a transmite o anumită imagine. Uh -huh. Adică, da, eu am această încredere în mine, dar dacă o să vedem după aceea și alte comportamente, pentru că asta facem noi în analizarea comportamentală, se va vedea la un moment dat, va fi un gest prin care persoana se va trăda că nu este chiar așa, că nu este chiar o stare de încredere în sine atât de mare. Pentru că dacă noi nu avem o stare sinceră, Florentina, o stare emoțională chiar exactă, reală, reală de încredere, noi nu să putem să susținem acel gest în următoarele secunde sau poate câteva minute. S-a tot discutat despre aceste gesturi. Au fost persoane publice controversate care au fost luate pe sus de mascați, cum ziceam, Andrew Tate, Elena Udrea și alții, care au făcut tot felul de gesturi interpretate și răsinterpretate interpretate de jurnaliști. Uh, comportamentele astea au o explicație, nu? Gesturile astea au o explicație. Nu le fac ei, acești oameni. Nu le-au făcut întâmplător, nu? Este posibil să nu le facă întâmplător. Pot fi... Uh puse aceste, aceste gesturi non -verbale pentru a, a transmite anumite mesaje, a, pentru a duce atenția într o anumită direcție. Da. A, toate se fac toate aceste gesturi non -verbale se fac cu un motiv. o țintă. Da. Care este cea mai sinceră parte a corpului nostru? Avem așa ceva? Să știi că, surprinzător, avem. Avem. Da, și meu, Megionavoare este cel care a și impus la nivel internațional, a adus în atenția noastră această, această parte a corpului, sunt picioarele. Picioarele noastre sunt cea mai sinceră parte a corpului. Da. Serios? De ce? Pentru că, datorită evoluției creierului nostru, pentru partea superioară a corpului, suntem foarte bine antrenați să, ne, să avem acest autocontrol asupra. Și să disimulăm. Și, și, și să disimulăm foarte ușor, mai ales la nivelul feței, însă și la nivelul trunchiului superior. Însă, de la mijloc în, în, în partea de picioare, controlul conștient. Începe să scadă, începe să nu mai fie atât de prezent. Și atunci, noi când avem aceste trăiri în interiorul nostru, mm -hmm. picioarele vor, vor arăta, vor fi indicatorul nostru numărul 1, care ne vor arăta adevărata stare emoțională a corpului uh, și a omului. Nu întâmplător se spune că limbajul corpului este acea uh, lingua franca, adică uh, limba sinceră de comunicare și tocmai de aceea noi dăm crezare mai mult mesajelor corpului prima dată decât cuvi apoi cuvintelor. Deci, întotdeauna să ne uităm la picioarele, poziția picioarelor. Poziția picioarelor. Și da. ce ar putea ele să ne arate? Dați-ne niște exemple. Poate să arate foarte multe lucruri. De exemplu, uite, mi-aduc aminte de un, de un moment într-o într negociere. Picioarele persoanei care contează foarte mult să se poată vedea picioarele, fac această precizare. Trebuie neapărat să le vezi, să le da, identifici. Po Poziționarea pe care o avem noi acum este, este perfectă. La vedere. este la vedere. Și asta apreciez foarte mult la emisiunea tale, pentru că arăți o transparență, o autenticitate care este foarte rar întâlnită. Dar să zicem că suntem într-un context de business Așa, și avem ocazia să, să vedem corpul persoanei din fața noastră de sus până jos. Uh -huh. Într-un moment cheie, când avem nevoie de luat o decizie, perso persoana își schimbă poziția pe scaun. De exemplu, dacă să spunem acum, Arăt un exemplu ca să fie clar. Vă rog. Dacă sunt așa cu spatele rezemat de, mm -hmm. de spătar, arăt cumva că sunt distanțată, am o distanță față de comunicarea pe care noi o avem. Să spunem că aici, în centrul discuției noastre, este comunicarea noastră. Însă, apare un element important care este pentru mine un stimul care mi-arată mă, mă interesul față de subiectul pe care noi îl comunicăm. Corpul automat își va modifica, Axul, poziția, uh -huh. mă voi apleca către interlocutor. Poziția uh -huh. corpului se observă că s-a schimbat. Da. Iar picioarele, dacă eu am acest interes, care este un interes crescut pentru Așa. A, a încheia această uh -huh. negociere, vârful picioarelor mele se vor îndrepta către interlocutor, corpul meu intră într-o stare de congruență care arată interesul, care arată, da, vreau mm -hmm. să, să particip la, la negocierea noastră, să, să o concluzionăm mm -hmm. favorabil, câștig, câștig pentru amândouă părțile. Un alt element care este foarte important, contează atunci când vreau să merg într-o într negociere sau într-o întâlnire mm -hmm. importantă de afaceri, unde ne așezăm la masă. Serios? Contează foarte mult poziționarea, extrem de mult contează, și mai contează dacă stăm pe scaun sau dacă stăm în picioare. De ce? Energia corpului circulă altfel atunci când stăm în picioare. Și noi avem o altă atitudine, avem o altă forță interioară atunci când folosim toată energia corpului. Și dacă o să fii acum atentă de acum înainte la întâlniri, ai să observi ca anumiți oameni atunci când vor să obțină ceva, cum se spune în poker, vor să aibă acel upper hand, da? să fie mai presus decât da. tine, vor încerca din toate răsputările lor să te domine în primul rând energetic. Și atunci, ca să poată să aibă toată puterea corpului lor, ce vor face? Vor sta în picioare. În picioare. Mm -hmm. În plus, dacă de exemplu, vorbim la telefon, și avem o conversație importantă în care vrem să transmitem un mesaj important, nu stăm pe scaun. Vorbim cu persoana la telefon în picioare. Pentru că vom transmite mesajul cu altă energie. Mm -hmm. Sunt câteva secrete care, da. care ne ajută foarte mult să maximizăm comunicarea. Acesta este și scopul comunicării nu verbale, de fapt. Câte minute durează o negociere de a dumneavoastră? <laughs> până când primiți suma pe care vă doriți. Acum, după 20 de ani de experiență, așa, durează din ce în ce mai puțin, <laughs> eu sunt foarte atentă la felul în care intrăm în comunicare. Și după atâția ani de experiență, Florentina, am ajuns la performanța. Dacă reușesc să-mi dau seama foarte rapid că toată discuția duce într-o direcție de disconfort, psihologic, am puterea de a mă ridica și a pleca de la acea discuție, pentru că mentorul meu mi-a dat un, un sfat foarte prețios la un moment dat când l-am întrebat eu: așa, da? Care este secretul ce l-a făcut pe el celebru? Că ai spus că este recunoscut ca cel mai bun criminal profiler și a spus că secretul este confortul psihologic. În momentul în care se creează confort psihologic într-o relație, Persoana intră în trăirile ei autentice. Și atunci când mi-a spus așa, business is comfort, adică dacă vrei să faci afaceri cu cineva, este necesar ca tot timpul în comunicare, în colaborare, în parteneriat să existe această stare de confort psihologic. Uh -huh. La primul semn în care apare un disconfort este un semnal de alarmă. Și de atunci să, e nevoie să fii mult mai atent ce anume a declanșat acel disconfort. Pentru că, la un moment dat, se va rupe negocierea, parteneriatul, relația. Negociere de sute de milioane de euro, de dolari. Cum o fi, cum s-a întâmplat, cum de altfel s-a și întâmplat, unde a participat, nu știu dacă direct, dar a participat sigur, Joe Navarro, gestul acela cu țucuiatul buzelor. Da. În jurul gurii, noi avem niște terminații nervoase care sunt extrem de fine. Ne imaginăm ața de pe papiotă este, este groasă. Sunt foarte fine aceste terminații. Așa. Ele sunt conectate direct cu creierul nostru, prin, bineînțeles, circuitele noastre, cu creierul nostru emoțional. Și atunci, în momentul în care, în acea negociere, a apărut acea informație, acel stimul care a creat în mintea și în creierul emoțional al acelei persoane acel disconfort emoțional, creierul el fiind extrem de deștept și funcționând după acest principiu care este simplu, dar pe care îl, împune, îl pune în practică de fiecare dată, beneficii maxime, efort minim. Ca să reducă tensiunea emoțională, avea nevoie de un gest de autocalmare, îl numim noi Aha. specialiști în comunicare nonverbală. Și atunci, țuguitul buzelor a fost un gest prin care persoana și-a trădat starea emoțională. Doamna doctor, dacă ați primit o ofertă pentru a analiza comportamentul viitoarei soții, da? Um, a viitorului soț, prin care să arătați că e sincer, că e fidel sau că e fidelă, că e responsabil, ce ați face? Este o, o întrebare. <laughs> se întâmplă, <laughs> da, sunt, se sunt întâmplă. soți, sunt soții care ar vrea, ar vrea să afle de la specialist, mă bazez eu pe femeia asta, mă vrea pentru banii mei? Se poate afla asta, nu? Se poate afla Florentina lucrurile acestea. Eu recomand tuturor care mai primesc aceste soli, primesc solicitări, <laughs> în special... Ați răspuns vreodată la o astfel de solicitări? Doar la prieteni. Doar la, doar prieteni. la prieteni sau cei din familie mm -hmm. care sunt foarte dragi și cărora le vreau binele. Mm -hmm. Le-am propus întotdeauna să, să fie foarte atenți în a avea o perioadă de a sta cu acea persoană înainte de a lua decizia, da. de, a, decizia de, călători, de căsătorie. Dar... Uh, doamna pentru după, a vedea un pic comportamentul, pentru a fi observatori la comportament. Pentru că la început ne putem comporta într-un anumit fel, după un an de zile, doi ani de zile, când ne. cum avem acea expresie a noastră în limba română, ne considerăm cu saci în căruță. Ne dăm arama pe față. Ne dăm arama pe față și să descoperim o altă persoană. Pentru ca femeile să învețe, să nu mai devină victime. Ale violenței domestice, la ce ar trebui ele să fie mai atente atunci când intră într-o relație cu un bărbat? Aici să știi că agresiv, uh... desigur. Un bărbat agresiv, violent, cum îl poți identifica pe acesta încă de la începutul relației? De cele mai multe ori, persoanele care sunt agresive se arată că sunt agresive și femeile unde eu că ele greșesc, pentru că colaborez cu astfel de organizații care susțin și consiliază femeile să nu mai facă aceste greșeli. Nu nu pun bază pe ceea ce se întâmplă la începutul relației. Adică dacă s-a întâmplat un fenomen, de exemplu, mi-a dat o palmă da. în primul an de, de relație, iartă și merg mai departe. Și asta arată cumva că nu că acceptă, dar că îi dau frâul liber persoanei să să o abuzeze în da, continuare. Dar până la acea palmă mai sunt și alte gesturi. Bineînțeles, mai sunt și alte, sunt manifestări. Și, sunt și alte manifestări. Foarte multe persoane care sunt agresive, sunt agresive atât non-verbal prin, prin gesturi amenințătoare, dar au și această agresivitate verbală. Și foarte multe femei închid ochii, nu sunt atente, nu, nu au acest semnal de alarmă atunci când se ridică tonul vocii, când se adresează cuvinte care sunt defăimătoare, jignitoare. Și atunci noi avem deja, cum să spun, aceste elemente non-verbale, le avem de la început ce se întâmplă și femeile nu sunt conștiente și dat menirea mea aceasta este, pentru că eu am mers și am ales să, să susțin femeile în această direcție a performanței personale, a lor cum să-și o dezvolte, cum să-și atingă potențialul, ele se pot antrena, ele se pot, pot fi atente și să observe aceste derapaje comportamentale da. de la, de la început? început și să aibă această putere personală de a întrerupe acea relație, pentru că în momentul în care există un partener care este agresiv, femeile, în inocența lor, au această credință sau așteptare da. că bărbatul se schimbă. se schimbă. Ceea ce nu este adevărat. Din punct de vedere comportamental, oamenii care sunt agresivi și care nu își rezolvă, pentru că este o problemă psihologică care determină agresivitatea, și cei mai mulți bărbați nu sunt dispuși să lucreze. Și atunci, de aceea plecăm din relație. Pentru că nu există dorința de schimbare. De schimbare. Pe măsură ce bărbatul agresiv uh, înaintează în vârstă, acest comportament se va acutiza. Mm. Și așa se ajung la acele drame. drame. drame tragedii. Tragedii. Vreau să vă mai întreb, ați exclus orice colaborare cu politicienii români? Am uh, avut experiențe da. în mediul polit politicii românești. Mm -hmm. Însă, pentru mine, să știi, Florentina, contează foarte mult de unde mi se validează mie o nevoie care se numește satisfacție profesională. Și am experimentat, am văzut că nu primesc din, aceast, din acest domeniu 100% satisfacție profesională, deoarece în mediul nostru încă nu există acel nivel de maturitate și de autenticitate pe care eu l-am și demonstrat științific prin teza mea de doctorat și care consider că este elementul care mă, mă unește cu clienții mei, țin foarte mult să lucrez cu persoane autentice, asumate, responsabile, 100% și atunci am căutat mai multe domenii, am, chiar am activat în mai multe domenii și în acest domeniu al performanței, eu primesc în acest moment 100% satisfacție profesională. Indiferent că sunt femei care sunt antre, femei antreprenori sau bărbați antreprenori, că am foarte mulți clienți și bărbați, nu vreau să înțeleagă da. cei care ne ascultă că nu lucrez cu bărbații chiar și sunt oameni de foarte mare succes, dar nu fac numele publice că nu am voie să, să dezvălui. Fie că sunt sportiv de performanță, vin la mine pentru că ei își doresc să, să ajungă pe locul întâi. Și atunci lucrăm la nivel de setare mentală, la nivel de uh, autocontrol, cum să, pun acest, cum să am echilibru între mintea mea da. uh, și emoțiile mele și corpul meu, pentru că toate au nevoie să fie aliniată, uh, fie că sunt uh, persoane care... Chiar sunt, au, au o carieră de, de succes, sunt CEO, sunt general manageri, sunt oameni de mare succes care ei vor să treacă pur și simplu la nivelul următor. Fie că este afacere, da. Da. fie Sau că. este personal. personală. Nu? De multe ori combin, lucrez mm -hmm. atât cu cei care sunt în, în business, cât și cei care vor în viața lor personală să devină mai mame mai, mai bune, ah. mame mai, mai prezente în viața copilor, dar și tați chiar chiar am uh, clienți care sunt oameni de afaceri, dar vor să fie un exemplu pentru copiii lor. Uh -huh. Și atunci vor, vor să vină să învețe uh -huh. cum să devină mai comunicativi, mai atenți, uh -huh. cum uh -huh. să susțină, cum să fie ca un fel de coach pentru copiii, copiilor. Dar și manageri, asta vreau să spun, uh -huh. pentru că uh -huh. și managerii vor să fie mai buni pentru cei cu care sunt în echipele lor, uh -huh. să le ducă la un alt nivel de performanță. Și atunci, ca să se spună, întrebare, de aceea am ales să, să rămână ancorată în acest domeniu al performanței. Um, în ultimul an, cel mai analizat om al planetei este Vladimir Putin. Dacă n-a fost analizat și dacă nu s-a spus că e, și acum se spune că, gata, mai are trei zile și nu, mai, nu va mai exista pe planetă, ce părere v-ați făcut analizându-l? Aveți o părere? Dacă stăm să ne uităm în toate fotografiile pe care el le are pe internet. Cu intenție postate sau? Este incredibil. Postate de alții? Este incredibil dacă facem un, un astfel de, de research. Dacă ne uităm în întâlnirile pe care el le-a făcut, în, vreau să spun, înainte și după. Pentru că e foarte important acest aspect. În toate aceste întâlniri, care era atitudinea pe care vroia să o proiecteze? De putere. Ce observăm acum? M-am uitat, n-am avut un focus, recunosc, asupra uh -huh. comportamentului lui, pentru că mentorul meu mai are în cărțile pe care le-a scris are o altă carte care, pe care o recomand celor care sunt interesați. Ea se numește Personalități periculoase. Și atunci vom vedea de când s-a declanșat tot ceea ce s-a declanșat, că pe lângă acest comportament, această atitudine de putere și de a da mai, celor mai, mai departe această stare de frică, de a induce frica, începem să ne uităm și la partea psihologică și mai adânc, acum. Pentru că comportamentul lui s-a schimbat foarte mult. Și acum cum e? Păi, acum începe să meargă foarte mult în direcția de a putea cataloga drept. A fi o personalitate periculoasă, dar nu numai, este vorba, nu doar despre el, este vorba despre mai multe astfel de personalități, le spunem între ghirimele personalități în acest moment, care, dacă le analizăm, încep să meargă în partea de personalități periculoase. Deci, tot ceea ce el arată în momentul de față, sau tot ceea ce se postează, tot, toate înregistrările cu el din ultima perioadă, arată acest lucru, nu arată vulnerabilitate sau slăbiciune. Păi, tocmai oamenii care vor să impună puterea, să, să se impună ca puternici în da. fața celor altora, principalul lucru este să mascheze orice slăbiciune. Mm -hmm. Însă să știi că un ochi, un ochi avizat poate să identifice. identifice momentele dacă am putea să fim prezenți față în față, să să-l vedem în mod real. Real. Pentru că la televizor. Da. Dacă noi ne uităm, sunt foarte multe dintre imagini care sunt foarte bine aranjate. Unghiul în care este filmat, modul în care stă, poziția pe care o are. Deci tot ceea ce se discută rămâne la nivel de speculație. Exact, în acest moment, pentru că nu am fost față în față cu el. Pot doar să spun că mentorul meu, John a fost față în față cu el, dar nu am informații suplimentare pentru că nici n-am vrut să aflu. Acest, acest aspect? Da. Și doar vreau să, să atrag atenția că atunci când a fost tradusă cartea mentorului meu cu personalități periculoase în limba română, l-am întrebat următorul lucru: care a fost intenția pentru a scrie o astfel de carte? Pentru că ea nu este de, de ieri, de astăzi. Da. Ea a apărut cu câțiva ani în urmă, înainte de a se declanșa tot ceea ce s-a declanșat începând cu anul 2020. Și ceea ce mi-a spus uh, Genevaro, să știi că mi-a rămas în minte, mi-a spus așa. Dacă până acum, în anul în care a apărut carta, uh, personalitățile periculoase erau undeva la nivel mondial undeva 1-2, maxim 3%, eu estimez că procentul acesta în următorii 20 de ani va crește. Și noi, practic, ce facem acum, Florentina, noi, trăim, noi vom prinde exact această perioadă în care aceast, acest procent, spun iarăși, între ghirimele, că nu vreau să dăm etichete oamenilor, aceste personalități periculoase vor fi din ce în ce mai numeroase. Iar și, eu, mai prezente. și mai prezente. Iar eu, în fac meseria, stau în această poziție de observator pentru a analiza și a vedea cum tot ceea ce se întâmplă acum impactează, as, care este impactul asupra echilibrului vieții. nostru da. psihic. Da. da, da, da. Pentru că o persoană care este periculoasă înseamnă că acest echilibru psihic a cam dispărut, nu-l mai are. Și atunci, comportamentele care derivă din această lipsă de echilibru psihic sunt devastatoare. Și oamenii au nevoie să știe cum să se protejeze? Ăsta este motivul pentru că tot ceea ce fac, atât eu cât și mentorul meu, este îndreptat pentru binele oamenilor, ca ei să se protejeze, pentru că toți avem această capacitate. Iar comunicarea non-verbală te ajută să te și aperi. Eu de asta fac cursurile, de asta am publicat cărțile, de asta fac tot, tot ceea ce fac, pentru că atrag atenția oamenilor unde să se uite, pentru că cu cât tu evaluezi, mai rapid un comportament care este deviant de la comportamentul normal, cu atât te pot proteja și te poți salva pe tine. Mulțumesc tare mult, doamna profesor-doctor! Mulțumim pentru toate informațiile astea esențiale! Vă mai așteptăm și cu altă ocazie! Cu mare drag revin pentru că te admir foarte mult, Florentina, și simt acest lucru că, prin tine, mesajul meu poate să ajungă la oameni astfel încât să le fie bine. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Mulțumesc Hotel Crown Plața București. Pe curând, toate cele bune!